pentru fiecare, musafiri, oaspeți, gazde. Vă salutăm cu pacea Domnului. Bine ați venit la locașul de închinare. Așa cum bine știm, în acest sabat, la venita oaspete și vorbitor, fratele Godfrey. Fratele Godfrey, bine ați venit. Vrem ca, pentru minutele care mai stau înainte, să te conduceți în cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat. Pacea Domnului! Vreau să cheme pe familia mea să vină să mă ajute să cânte o cântare. Trebuie să fii mai bine.
Pentru că dacă urechile voastre va fi mai bine, cel puțin va înțeleg ce am vrut să spun. Amin? Amin. Cu această întâlnire, frații mei, nu este ceva special despre mine, numai că eu sunt negru. Asta este numai singura diferență pe care noi avem. Negru înseamnă cineva care are piele mai negru. Și vreau să spun, este o mare bucurie ca noi putem să fim împreună aici pe pământ. Pentru că în curând vom fi împreună unde? În cer. Amin, frații mei. De aia, întâlnirea noastră, dacă nu va ajuta pe noi să fim mai apropiat de Dumnezeu, atunci degeaba am întâlnit împreună. După ce noi am discutat împreună, omul negru poate să vină și să plece. Dar ce este adevărat este cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Amin? Uitați, frate mei, haideți împreună în Biblia, probabil va fi nevoie de... ori dacă puteți să înțelegeți pe mine acolo, nu știu dacă microfonul este în necesar. Isaia, capitolul 40. Isaia, capitolul 40, versetul 8. Asta este una dintre cele mai mari versete pe care eu îmi place să citesc. Isaia, capitolul 40, versetul 8. Da? Iarba se usucă, toarea cade, da? Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Amin, frații mei. Amin? Amin. Iarba se usucă, floarea se cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Cu alte cuvinte, când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știm că aceasta va rămâne în viață. Nu se schimbă. Nu contează cine vine. Vine omul negru, plece. Vine omul alb, plece. Vine cântăreț, vine și se plece. Vine programul la biserică, vine și se plece. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămân în viață. Amin, frații mei. Dacă noi avem nevoie de reînviorare în biserică, prima lucru pe care noi trebuie să facem este haideți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Când noi citim în cartea lui Ieremia, capitolul 6, versetul 16, Ieremia, nu știu cum pot să scrie Ieremia, Ieremia, nu știu dacă este corect, da? Ieremia, capitolul 6, versetul 16, uitați ce este scris aici, aha. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este cărarea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Mulțumim! Lucrul pe care noi găsim este, Dumnezeu zice, haideți înapoi la ce, frate mei? La ce? La cărările vechi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu a schimbat. Dumnezeu încă este la poziția pe care El a fost. Dacă este nevoie de redeșteptare și reformă, aceasta nu înseamnă că pentru că Dumnezeu a schimbat, de aia este nevoie de schimbare din partea Lui. Nu! Pentru că noi am citit în Biblia că iarba se usucă, floarea se cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne cum? În viață. Nu numai aceasta. În cartea lui Numeri, capitolul 23, versetul 19, avem aproape aceleași cuvinte. Numeri, capitolul 23, versetul 19. Încă vreau să pune punct foarte clar că Dumnezeu nu se schimbă. Aha. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, da? Un fiu al omului ca să-i pare rău. Da? Ce a spus, oare nu va face? Aha. Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Mulțumim! Dumnezeu nu este ca omul ca să... Alo, alo, frate mei, suntem împreună? Da sau nu? Ok, Dumnezeu nu este ca omul ca să minte. O, este cineva care este foarte frumos, care a pus vesetele aici. Normal îmi place să nu pune veset. Vreau oamenii să deschide Biblie. De ce? Să nu fie supărat pe mine. Problema majoră pe care noi avem în zilele noastre este aceasta. Nu mai este Biblia în mână, pentru că Biblia este la perete. Nu mai este muzica în minte, pentru că muzica este la perete. Atunci, noi putem să venim fără Biblia, fără cartea de cântare, pentru că toate va fi aici. Dar acum vreau să cer de la voi, supărat pe mine. Mulțumim! Ca noi să deschidem Biblia, am descoperit ceva, frate mei. Când am deschis Biblia mea și am început să citesc, se pare că anumite înțelegere intră în mintea mai profund,
decât când eu verde aici la calculator. De aia vreau să spun, hai să citim împreună. Nu am zis, aceasta nu înseamnă sfințenia, nu. Dar vreau noi să citim împreună. Haideți mai departe. Biblia spune, Dumnezeu nu este ca omul ca să minte. Sau ca fiul omului ca să schimbă ce el a spus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, ce el a spus, aceasta rămâne în viață. De aia, când el spune, întoarce-te-vă la mine. De ce el spune, întoarce-te-vă la mine? De ce el spune această cuvinte? Pentru că el nu se schimbă niciodată. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Ce spune Biblia? Evrei, capitolul 13, versetul 8. Hai să citim împreună. Evrei 13 cu 8. Da? Aha. Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi până... Mulțumim! Cu alte cuvinte, Hristos nu se schimbă. Cuvintele Lui nu se schimbă. De aia, frate mei, când noi citim Biblia, trebuie să știm ce a zis. Aceasta El va zice același lucru înapoi mâine. De aia, frate mei, când noi adunăm împreună, fiecare dintre noi, când noi mergem înapoi acasă, trebuie să întrebăm ce a zis Dumnezeu. Amin, frate mei. Ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Ascultați cu mare atenție, frate mei. Acum nu mai ai nevoie să aibă prea mult încredere în cineva care vine să spune, acum eu, cum se zice, predică. Asta să aveți un om negru. Omul negru a venit. Ce este în capul lui? Voi nu știți. Numai omul negru știe ce este în capul lui. Atunci când el va începe să vorbesc, voi puteți să verificați ce el a vorbit, prin ce, frate mei? Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. De aia Domnul Iisus Hristos a spus aceasta în cartea lui Matei 4, versetul 4, omul nu trăiește doar cu ce, frate mei? Cu pâine, dar cu ce? Cu orice cuvântul care iese din gura a cui? A lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos a vrut noi să fim direcționat înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Când noi va fi obișnuit de cuvântul lui Dumnezeu, numai atunci noi putem să fim numit copiii al lui Dumnezeu. Cine știe această verset care spune cei neprihani, terminați frate mei, va trăi prin credință. Mulțumim! Cu alta, asta este din cartea lui Abacu, capitolul 2, versetul 4, unde este scris, cei neprihaniți va trăi prin credință. Dar întrebarea este, de unde vine această credință? Roman, capitolul 10, Roman, noi suntem în Roman, acum noi citim din cartea lui Roman, capitolul 10, versetul 17. Uitați, frate mei, nu predica, noi studiam împreună, amin? Roman, capitolul 10, cu 17. De unde vine această credință, da? Astfel, credința vine în urma auzirii, da? Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mulțumim! Cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, credința vine prin auzire, auzire prin ce, frate mei? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ultima generație din această lume va fi generația care va sta rădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Amin, frate mei. Biserica noastră a fost început cu o grupă de oameni care erau oameni care era cititori ai Bibliei. El putea să trece întreaga noaptea, fără nici să dormit, numai să caută ce este scris în Scriptură. Și oamenii aceștia era tineri, care a studiat Biblie. În jur de oameni care era 50 de mii de oameni, a rămas numai poporul 50 de oameni. Mulți dintre oamenii aceștia a plecat. Dintre 50, încă anumiti oameni a plecat, a rămas numai puțin oameni care a început să studieze Biblia. După aceasta, 1844, când era dezamăgire foarte mare. Numai puțină grupă. Ceva interesant este aceasta, tineri, vreau voi să fii foarte atent la mine. Oamenii care a rămas era tineri. Tineri care nu era la jocurile de pe calculator, nu. Tineri care nu era la filmele de la Hollywood sau
sau telenovele. Nu! Tineri care era, nu la pizzerie, dar tineri care era interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Amin, fratele. Pentru că în această timp era oameni ca Ellen White. Ellen White atunci era în jurul Dumnezeu a vorbit cu ea când i-a avut aproape 17 de ani. Încă era tineri. Noi vorbim despre James White. James White era în jur de 21 de ani. Era Uriah Smith, aceasta era 12 ani. Vorbim despre tineri care a stat la cuvântul lui Dumnezeu și a căutat ce este Biblia. J.L. Andrews. J.L. Andrews era 15 ani și cel mai bătrân care era acolo era Joseph Bates. Joseph Bates, aceasta era 30 de ani. Tot așa era tineri. Întrebarea este, unde sunt tineri al nostru astăzi? Pentru că numai prin citirea Biblia, noi putem să întoarcem înapoi la cărarea veche. Dumnezeu ne cheamă astăzi ca noi să avem încă o dată redeșteptare de tipul vechi. Vreau să spun, frate mei, lucrul la aceasta acum este ca și cum hai să discutăm despre redeșteptare. Noi trebuie să știm la redeșteptare, pentru noi să avem redeșteptare adevărat. În primul rând, noi trebuie să mergem înapoi la ce, frate mei? Haideți! La ce? La cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai aceasta. Când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune în 2 Timotei capitolul 3 ce face cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei capitolul 3 versetul 16 și 17. Toată Scriptura, hai să terminați, frate mei, eu știu, noi știm aceasta. Toată Scriptura este cum? Insuflat de Dumnezeu și este de folos ca să mustre, ca să învețe, ca să îndrepte, ca să dea înțelepciune în neprihănire. Ca omul lui Dumnezeu să fie cum, frate mei? Destoinic? Desăvârșit? Pentru orice lucrare bună. Amin, frate mei? Cu alte cuvinte, toată Scriptura este insuflat de Dumnezeu. Dacă noi discutăm despre toată Scriptura, noi vorbim despre Vechiul Testament și Noul Testament. De la Geneza până la Apocalipsa. 66 de cărți, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament. Și noi astăzi trebuie să fii popor ai Biblia. Amin, frate mei? Ascultați-mă cu mare atenție. În Anglia, la școala care este numită Harvard Universitate. Universitatea Harvard. Era, cum se zice, discuția despre care sunt cei mai buni cărți. 10 cărți sau scriitori care pot să ajute pe tine să învață limba engleză mai bine. Și ei au luat top 10 books, top 10 cărți. Și prima carte, știi care era? Era Biblia. Și Biblia, King James Version. A doua carte era cartea lui Shakespeare, William Shakespeare. A scris anumite lucrurile prostie care nu sunt foarte importante. Dar ce mai interesant este, cartea a treia era Hristos, Lumina Lumii, care a fost scris de Ellen White. Asta este Desire of Ages, Hristos, Lumina Lumii. Cu alte cuvinte, lumea spune, dacă vrei să înțelegeți mai clar, să fii un adventist de sua șapte. Amin, frate mei. Pentru că este Biblia și Spiritul Profetic. Și cu alte cuvinte, frate mei, noi avem aur curat. Spiritul Profetic, adică Hristos, Lumina Lumii, este numit o carte care are cel mai bun, cum se zice, istoria lui Domnul nostru Iisus Hristos. Amin, fratele. De ce spune această cuvinte? Vreau să spun, noi avem aur din cuvântul lui Dumnezeu. De aia când vorbesc cu voi, nu am nicio, cum se zice, frică, pentru că eu știu, când noi suntem împreună, atunci noi putem să mergem înapoi, să verifică dacă lucrurile care au fost spus este adevărat sau nu. Amin, fratele. De aia, după ce omul a predicat și a aplicat, nu contează dacă vine din Africa, cercetați
Scriptura. Amin, frate mei. Și noi citim în cartea lui Ioan, Ioan capitolul 5, versetul 39, Biblia spune așa, Domnul Iisus Hristos a spus, cercetați Scriptura, pentru că în ea voi credeți că aveți ce? Viața veșnică. Și aceasta sunt cei care mărturisesc despre mine. Cuvântul lui Dumnezeu rămân în viață. De aia, frate mei, am vorbit despre lucrurile acestea ca introducere pentru noi să înțelegem despre faptul că noi care va fi mântuit, vom fi mântuit dacă noi ascultăm ce este scris din cuvântul lui Dumnezeu. Amin, frate mei. Cine a înțeles pe mine până acum? Mâna sus. Mulțumim. Atunci înseamnă mai în limba română mea, Inca este bine. Haideți mai departe. Atunci noi venim cu cuvintele lui Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a vorbit așa în cartea lui Ioan, capitolul 4, versetul 1 până la 3, să nu vi se tulbure inima, aveți credința în Dumnezeu, aveți credința în mine. În casa tatăl meu avem mai multe ce, frate mei? Locatul. Dacă nu era așa, v-ar fi spus. Dar acum mă duc să vă pregătesc în loc. Amin, frate mei. După aceea mă voi întoarce să lua pe voi cu mine, ca oriunde eu sunt și voi să fiți acolo. Amin? Aceasta este făgăduința pe care Dumnezeu a dat. Și am citit în Evrei 13 cu 8, Hristos este același ieri și azi, până când? Până în vechi. Cu alte cuvinte, ce noi știm este, Hristos a promit, El va veni să ne ia acasă. Amin, frați mei? Și vreau să dau această mărturie foarte clar, că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Eu cred în toată inima. De aia când vorbesc cu voi, v-a vorbit orice pe care Dumnezeu vă îndemnă să vorbesc. De ce? Pentru că noi suntem aproape la sfârșitul de lumea aceasta. Dacă ați văzut ceva care nu este după Biblie sau nu este după Spiritul Profetic, aruncați afară din mintea voastră și rămâneți numai cu star scris. Amin, frații mei. Pentru că noi trăim în vreme de pe urmă. Și în curând Domnul Iisus Hristos va veni. Ascultați-mă, frații mei. Noi suntem aici pe pământ din cauza singura problemă. Problema aceasta este numit ce? Păcatul. Din cauza păcatului noi suntem aici. Din cauza păcatului există ura între frate și frate. Din cauza păcatului soț și soția care a iubit una pe celălaltă. Asta sunt cele mai mari dușmani. Din cauza păcat, părinți și copii nu mai există nicio relație bună. Din cauza păcat există uciderile. Din cauza păcat există avort. Din cauza păcat există dezbinare și în biserică. Din cauza păcatului există și minciună. Acum nu mai pot să aibă încredere în nicio persoană. Din cauza păcat. De aia când vorbesc cu voi, frații mei, când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară, nu va veni ca să ia păcat. Terminați, frații mei. Dar El va veni pentru ce? Evrei, capitolul 9, 28. Evrei, capitolul 9, versetul 28. Nu știu dacă nu sunt prea repede. Suntem împreună, alo? Mulțumim! Evrei, capitolul 9, 28. Hai să citim. Aha. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, da, ca să poarte păcatele multora, da, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, dar ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Biserica, amin? Amin. Cu alte cuvinte, Hristos a venit o singură dată ca să ia păcatele noastre. Amin? Amin. Și după aceea El va veni a doua oară. Lucrul pe care noi înțelegem este aceasta. Când Hristos va veni a doua oară, gata cu orice altă lucru. Venirea Domnului Iisus Hristos, asta este un eveniment pe care nu va fi văzut în nicio zi. Venirea Domnului Iisus Hristos, nimeni va fi cu video, cum se zice, camera de filmat, ca să spune, hai să vedem, eu vede ceva, oare aceasta nu este venirea lui Hristos? Nu! Venirea Domnului Iisus Hristos va face pe orice altă activitate să oprești.
Venirea Domnului Iisus Hristos va face pe profesor care este în clasă să oprești. Avion în aer să oprești. Șofer de tir să oprești. Mama care sunt, care face marmaliga în casă să oprești. Orice persoană va fi ocupat de o singură programă. Venirea Domnului Iisus Hristos. Și atunci va fi numai câte grupe, frate, câte? Numai două grupe. De aia, acum că noi discutăm, discutăm ca oameni care așteaptă a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ascultați-mă, frații mei, lucrurile acestea nu sunt numai povești, sunt adevărat. Amin, frații mei? Amin? Sunt adevărat. De aia noi, faptul că noi știm că venirea Lui este aproape, trebuie să citim Biblia și mai adânc. Iisus vine și El vine curând. Haideți mai departe. Sau din cauza păcat, întrebarea este cum a intrat păcat aici pe pământ. Pentru că dacă noi știm ce înseamnă păcat, atunci va fi foarte ușor pentru noi să fii despățit de păcat. Ascultați cu mare atenție. Fratele meu, să mergem mai rapid din cartea lui Geneza. Geneza capitolul 2, versetul 16 și 17. Urmăriți-mă, fratele meu, cu mare atenție. Ascultați-mă. În Geneza capitolul 2, versetul 7, Biblia spune: Domnul a făcut omul din țărâna pământului și el a suflat ce? O suflare de viață și omul s-a făcut un astfel ce? Un suflet viu. Și după aceea Dumnezeu a luat pe omul, a pus pe el în grădină pe care el a făcut. Amin? Versetul 15, Dumnezeu a zis la Adam să lucrezi în grădină. Amin, frații mei? Cu alte cuvinte, toate lucrurile acestea era înainte de căsătorie. Toți băieți care încă nu sunt căsătoriți, să știți că înainte să fii căsătorit, trebuie să fii oameni responsabili. Amin, fratele. Trebuie să fii responsabil. Adam, înainte să aibă soția, ar trebui să învață să lucreze în grădină. Și după aceea, Dumnezeu a dat porunca aceasta. Hai să citim, fratele meu. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. De ce? Căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Mulțumim! Domnul Dumnezeu, te rog, citește încă o dată. Acum, noi repetăm această verset, dar vreau noi să înțelegem cuvintele care sunt folosite. Aha! Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Stop! Am văzut anumite oameni începe să face ochii lor să fie mai mici, mai mici. Noi va termina în curând. Să nu închide tot. Uitați, frate mei! Biblia spune Domnul Dumnezeu a dat omul ce, frate mei? Ce? Porunca aceasta. Pot să mănâncă din toate pomul din grădină. Dar din pomul cunoștința bine și rău să nu mănâncă din ea. Căci în ziua când tu vei mânca din ea, terminați, frate mei. Vei muri cum? Negreșit. Cu alte cuvinte, problema pe care Adam a avut era problema cu privire la porunca lui. Ave Dumnezeu. Aceasta a fost problema lui Adam, aceasta este problema africanilor, aceasta este problema românilor, aceasta este problema oameni din Asia, din America, din Australia, din India, din Asia, toți oamenii pe glob, problema lor este în relația lor cu privirea la porunca a cui, frate mei. Ave Dumnezeu, nu știu dacă este clar, e clar, frate mei. Cu alte cuvinte, dacă noi înțelegem ce înseamnă păcat, atunci noi putem să scăpăm de păcat. Amin, frate mei? Pentru că dacă noi nu știm ce înseamnă păcat, atunci noi spunem, oh, frate mei, noi va continuăm să păcătuim până va veni cine? Domnul Iisus Hristos. O întrebare, frate mei. Câte păcat a făcut Adam și Eva? Spuneți-mi. Câte? Unu. Și după aceea a rămas în grădină, da sau nu? Nu, a fost maturat din grădină. Dar ce garanție avem aici la Roman, la biserica la Roman? Că noi cu grămadă de păcatele noastre, noi va intra în împărăția cerului și Dumnezeu să spune, drăguțule, intră în împărăția cerului. Frate mei, se poate așa ceva? De ce eu spun lucrurile acestea? Pentru că dacă noi nu știm
caracterul lui Domnul Iisus Hristos. Noi vă jucăm cu mântuirea noastră și se trezește, cum se zice, mai târziu, prea târziu, când ușa de har este cum, frate mei? Este închisă. Mai bine să citesc această pasaj. Normal, îmi place să citesc această pasaj. Este capitolul 32 din Tragedia Veacurilor. Caută aceea. Tragedia Veacurilor. Capitolul 32. Pagina este 518. Ascultați cu mare atenție această lucru, pentru că este foarte important pentru noi să înțelegem. Capitolul 32. Găsiți, frate, nu? Ok, 31. Acum 32. Ascultați cu mare atenție. Care este scopul lui Satan? Haideți, aha. Lupta cea mai mare dintre Hristos și Satana, care a fost dusă aproape 6.000 de ani. Te rog, citește mai rar ca un profet. Aha. Lupta cea mai mare dintre Hristos și Satana, care a fost dusă aproape 6.000 de ani. Se va încheia în curând. Acum, astfel că cel rău își dublează eforturile pentru a nimici lucrarea lui Hristos în favoarea omului, ca să prindă sufletele în cursa lui. Aha, și? Scopul pe care caută să-l îndeplinească este să-l țină pe oamenii în întuneric și în nepocăință. Până când? Până când mijlocitorul lumii se va încheia. Mântuitorul lumii se va încheia și nu va mai fi jertfă pentru păcat. Ok, ok, te rog, repet încă o dată. Aha. Până când mijlocirea Mântuitorului se va încheia și nu va mai fi jertfă pentru păcat. Biserica, amin? Cu alte cuvinte, care este scopul lui Satan, frate? Să ține pe oameni unde? În întuneric și în nepocăință. Până când? Până ușa de har va fi închisă. Asta este scopul lui Satan. Și de aia, Satana poate să fie să spune, Roman, dormiți! Nicio problemă, toate semnele aceasta se întâmplă, dar voi dormiți! Pentru că nicio problemă. Așa a fost și în timpul de vechime. Cu alte cuvinte, Satana vine la tine să spune, știi ce? De ce tu trebuie să citești Biblia? Biblia este în plictisor. Mai bine tu să merge să citește, cum se zice, cărțile de la, cum se zice, de roman. Cel puțin sunt foarte plăcut. El se spune, du-te la jocurile de pe calculator și să mergi. Și după aceea ai terminat să spun, oh, uite ce am câștigat. Și după aceea s-a dormit, fara numele tău să fie scris în cartea vieții. Și Satana spune, nicio problemă. Mamele sunt ocupate de haine. Se schimbă această modă, dă altă modă, schimbă altă modă. Și când copil murdărește hainele, ei sunt mai supărat decât când copil nu citește Biblie. Și Satana spune, nicio problemă. Încă mâine va veni altă modă. Ocupați cu lucrurile aceasta. Până ușa de har va fi închisă. La noi care predicăm, Satana vine și se spune, știi ce? Să nu citește evenimentele finale. De ce? Pentru că tu, când tu vei citi aceasta, tu va da avertizare la oameni. Stați liniștit! Ascultați-mă, frați mei, când noi citim aceasta, este scris, Satana uite și se caută să vede ce face predicator. Ascultați-mă, frați mei, voi care oameni sunt pe scaun, rugați-vă pentru orice predicator. Amin, frați mei? Amin? Amin. Eu spun aceasta din inimă. Rugați-vă pentru mine. Pentru că Satana știe foarte bine. Dacă Godfrey va fi dormit, atunci este foarte ușor ca când el predica la oamenii aceasta și oamenii aceasta fi dormit. De aia vreau să spun, frații mei, este nevoie ca noi să mergem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Amin, frații mei. Amin? Și de aia, uitați următorul cuvinte. Te rog, citește mai departe. Următorul paragraf. Aha. Când nu se depune niciun efort deosebit pentru a rezista puterilor sale, aha, când nepăsarea pe Domnul în biserică și în lume, da, Satana nu este îngrijorat. Căci nu este în primejdie să piardă pe aceea pe care duce robi la voia lui. Cu alte cuvinte, ce face Satana, frate? Când el vede că acum noi suntem dormit, ce face Satana? Este îngrijorat? Da sau nu? Răspunsul este nu. Satana spune, nicio problemă. Oamenii aceasta sunt dormiți. Eu am crescut ca un vacar
Și ca un vacar, eu am știut un singur lucru. Tu nu poți să cauți vaca care este în grajdie. Tu trebuie să cauți vaca care nu este în grajdie. Nu este așa, frate mei, alo? De ce? Pentru că aceasta care este în grajdie, acolo este și acolo rămân, nu este pierdut. Satana spune, orice persoană care este în cursa lui, el nu este îngrijorat de persoana aceasta. Dar cel care va începe să predică, cel care va începe să schimbă viața, cel care va începe să trăiești cum trebuie, atunci Satana începe să aruncă săgețile la tine. Ținta lui este una. Se ține pe tine în întuneric și în nepocăință. Până nu va mai fi mijlocitor în cerul. Asta este scopul lui Satana. Nu știu dacă e clar. E clar, frații mei? Dar când noi va începem să spunem, Doamne, ce să fac să câștigă mântuire? Satana începe să caute ce să fac să oprește această redeșteptare care vine din poporul lui Dumnezeu. Una dintre lucrurile lui Satana este aceasta. Se pune dezbinare între oameni care merge în cer. Frații mei, nu știți ce tip de general există aici pe pământ. Satana este un general care are minte ascuțit. Are 6.000 de ani de experiență în înșelăciune. El știe, dacă vine la tine să spune, uite, acum vreau să dați ție fata, păcătuiește-te. Și el să spune, nu, ok, am înțeles, mai bine să dați ție mândrie. Ca tu să aibă mândrie. Și el vede că tu nu poți, cum să zice, se cade în această păcat. Atunci trimit pe altă frate care vine să înjigneze pe tine. E, tu ești ca James White. E, tu ești ca Enoch. E, tu ești ca Noah. E, tu ești fanatic. Dacă nu reușește cu aceasta, atunci el vine să spune, mai bine să marginalizeze pe tine. Alo, frate mei, ați înțeles aceasta lucrurile? De ce? Pentru că Satana caută orice metodă te folosit până el va spune, m-am saturat de toate aceasta lucrurile, mă duc în lume. Și Satana spune foarte bine. Abia așteaptă ca tu să faci lucrurile acestea. Frate mei, noi suntem într-o luptă permanent împotriva lui Satana. Amin, frate mei. Amin? Avem nevoie de puterea de sus. De aia Biblia spune în cartea lui Apocalipsa 12, versetul 12. Bucurați-vă cerul, alo, frate mei, terminați. Și cei care locuiește în cerul, fai de voi, terminați, frate mei. Pământ și mare, ca Satan a coborât în mijlocul vostru, copriți de mânia mare, fiindcă el știe, are puțină vreme. Acum, întrebarea pe care eu pun la voie este aceasta. Știți ce, frate mei? Mai multe ori, eu știu, am crescut în biserica Adventist de ziua șapte. Acum sunt 44 de ani. Am văzut valurile care intră în biserică. Am văzut cum standardele noastre s-au coborât mai jos. Am văzut cum, ascultați-mă, frate mei, voi probabil vă identifica cu mine lucrurile acestea. În timp de vechi, și dacă eu nu sunt mai vechi, ascultați cu mare atenție. Când era vineri, înainte de apus soare, acasă noi, tata era, cum se zice, care era presbiter la biserică și era greu să găsim pastor. Voi aveți, cum se zice, mare binecuvântare pentru că voi găsiți pastor aproape în fiecare sabatul și asta este o mare binecuvântare. Noi puteam să stai aproape 6 luni, fără nici să vină pastor la noi. Pentru că pastor a avut aproape 300 de kilometri district lui, el singur. Și atunci nu putea să spun la 300 de kilometri să fie acolo în fiecare sabat. Era imposibil. Atunci ce se întâmpla este, tata, care era presbiter, el era pastor la biserică. Ați înțeles, frații mei? Alo? Cu alte cuvinte, acasă eu am adus aminte de lucrurile acestea. Când era vineri, înainte de apus soare, toate lucrurile acasă a fost pregătit. Mâncare a fost pregătit. Și dacă cumva tata putea să vede pe noi cu mâncare încă, cum se zice, asupra la foc, când ziua, cum se zice, soare era aproape să apune, ai grijă să nu postești sabatul acesta. Nu știu dacă ați înțeles aceasta. Cu alte cuvinte, tata putea să spune, deja sabatul s-a ajuns. Nu mai puteam să desecrat, e corect?
Sau se calcă sabatul. Ați înțeles, fratele? Și înainte de a pune soare, vine, noi stătea afară, noi nu am avut scaunele pe care voi aveți aici. Și atunci stătea acolo afară și stai jos, numai tata a avut scaun. Biblia lui era Biblia care nu a avut nici copertă aici. Era Biblia veche, unde aici a devenit, voi știți foarte bine, era greu de a găsi Biblia. Aici era undeva înăuntru și aceasta, paginile afară, era ca și cum era un seget sau sabie aici. Și el stătea acolo. Atunci noi începeam să cântăm împreună cântarele despre sabatul care vine. Amin, frate mei. Și după ce noi am făcut aceasta, noi ne rugam împreună. După ce noi am terminat, când a pus soare, nu mai atinge niciun timp de lucrare. A ajuns sabatul. Călătorea kilometri pentru noi să ajungem la biserică. Unde nu era nici biserică. Anumit timp am trebuit să fii sub copac. Acolo să stai jos și să mergi să mănâncă din puțin mâncare de la persoana una. Puțin mâncare din persoana cealaltă, puțin mâncare din persoana cealaltă. Atunci adunam împreună, mâncam împreună, în timp de masă, la ora 2, înapoi în biserică, ca să studieze Biblia, până la ora 4. După ora 4, era încă o dată călătoria lungă, se merge înapoi acasă. Când apune soare, atunci putea să merge, să caute apa de la, cum se zice, de la fântină, nu de la fântină, de la izvor. Și atunci se începe încă o dată începere de săptămână. Vreau să spun, frații mei, astăzi am nevoie de această religie veche. Amin, frații mei. Această religie veche care va face pe noi să respectăm sabatul. Pentru că sabatul va fi test pentru poporul lui Dumnezeu. Ultimul test. Problema este astăzi. Acum noi găsim și pe oameni care încă calcă aceasta. Alți merg de la football în ziua sabatului. Alți sunt în biserică, dar mintea sunt la fotbal. Nu ați înțeles? Ați înțeles, frate mei? Alo? Anumit oameni sunt exact la biserică, se spune Doamne, 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 Doamne. Dar deja în minte ei spune când va termina sabatul aceasta? Ca eu să merg la fotbal. Ca să joacă, se distreze mai bine. M-am saturat de lucrurile de biserică. Ascultați-mă, frate mei. Aș vrea ca noi să avem încă o dată redeșteptare și reforma în mijlocul nostru. Amin, fratele. Pentru că Biblia spune, cei care vă păzește sabatul și se spune sabatul aceasta este o bucurie, aceasta va primi binecuvintele lui Dumnezeu. Amin, fratele. Numai cei care spune aceasta este o zi binecuvintată. Mai mulți dintre noi îi place sfârșitul de sabatul decât începutul sabatul. Și întrebarea este aceasta, fratele. Cum ar fi dacă tu vei fi musafir la casa cuiva și cineva să zice, te rog, abia așteaptă ca tu să pleci, pentru că am alte treabă. Întrebarea este, cum vă simțiți tu ești musafir plăcut în casa aceasta, da sau nu? Spuneți mie, frații mei. Supărat pe mine. Dacă cineva vă zice această cuvinte, cât de bucuros va fi în această casă? Alo? Cu niciun timp. Cu alte cuvinte, tu vei zice, mai bine să plece, pentru că persoana aceasta nu este interesată de mine. Atunci întrebarea pe care eu am este aceasta. Cum simte Dumnezeu când noi abia așteaptă ca sabatul se termină, ca noi să mergem la treburile noastre? Rugăciunea mea este aceasta. Viața noastră să fie schimbată. Amin, frații mei. Și cuvântul lui Dumnezeu, încă o dată, se găsește loc în inimile noastre. Orice lucru pe care eu predică la voi, predică același lucru la mine. Amin, frate mei. Pentru că și eu am nevoie de mântuire. Punctul cel mai mare pe care am vrut noi să înțelegem este aceasta. Păcatul a adus pe noi în starea aceasta. Dar păcatul acesta trebuie să fie maturat în viață. Amin? Și Biblia spune, a rămas numai 5 minute. Uitați, frate mei. Biblia spune așa, în cartea lui Geneza, haideți înapoi. Geneza, capitolul 2, 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat ce? Am pierdut pauza aici. Domnul a dat ce? Porunca aceasta, mulțumesc. Haideți în Geneza, capitolul 3. Versetul 9.
Uitați acum, încă o dată, este a doua oară când cuvântul poruncă este folosit. Aha. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, aha, unde ești? Unde ești? Aha. El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Da. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul cum? Din care îți poruncisem să nu mănânci? Mulțumesc! Cu alte cuvinte, a doua oară, noi găsim cuvântul cum? Poruncă! Haideți la versetul 17. Capitolul 3, versetul 17. Aha. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este pământul. Pământul din pricina ta. Mulțumim! Uitați lucrurile pe care le găsim. Prima cuvântul poruncă este înainte de păcat. A doua, cum se zice, cuvintele poruncă sunt dat după păcat. Nu știu dacă este clar. E clar asta. Și o întrebare. În această două minute care a rămas. O întrebare, fratele. Cuvântul lui Dumnezeu a avut putere, da sau nu? Alo? Da. Eva a lăsat pe soț și a plecat pe drumul ei. Și dacă îngeri a vorbit la ei ca să nu fi despărțit voi doi. Rămâneți împreună. Pentru că acum există dușmani. Ei nu au ascultat, a plecat. Haideți împreună. După aceea, a găsit la pomul cunoștința bine și rău. Ce era acolo? Alo? Șarpe. Și când a ajuns acolo, șarpa a pus întrebare foarte ciudată. Ce a zis? Oare Dumnezeu a zis să nu mănâncă, terminați frații mei, din toate pomii? Oare a zis așa? A sucit lucruri. Ținta lui era simplu. Se pune îndoiala cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Cine a înțeles pe mine până acum? Cu alte cuvinte, ținta lui Satana astăzi în Biserica Romană, care este aceasta, frații mei? Se sucește ce? Alo, frații, se sucește ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și ținta lui este, dacă temelia este mișcată, ce va fi cu clădire, fratele? Alo? Se prăbușește. Atunci Satana știe cei care sunt radacinate în cuvântul lui Dumnezeu. Vine vântul, vine, cum se zice, tunetele, vine fulgerele. Aceasta, oameni, nu vei fi mișcat. Atunci Satana zice, mai bine să rovești la temelie. Știi ce, fratele? Am crescut, era anumit timp când am făcut karate. Când am făcut karate, una dintre lucruri, nu am zis, băieți, să nu faceți această prostie, este prostie. Am descoperit aceasta. De aia am venit înapoi la Dumnezeu. Amin? A, tineri, nu ați înțeles. Ați înțeles, tineri? E, nu este ceva la karate, la boxing, nu este ceva acolo. Asta este goana după vânt. Dar una dintre lucruri pe care am făcut să spun este aceasta. Pe care tu putea să învață este aceasta. Ai grijă de temelie. Temelia trebuie să fii solid. Să nu întotdeauna rămâni în aer. Pentru că dacă tu va fi găsit în aer, va cade mai ușor. Dar dacă tu ești aici pe pământ, atunci este foarte greu pentru tine să cade. Ați înțeles aceasta? În lucrurile de lume, în lucrurile de pământești, oamenii aceasta sunt mai înțelepți. Atunci noi trebuie să înțelegem, fratele, dacă inimile noastre, viața noastră, este rădăcinat pe temelia biblică, nu contează cât de timp poate să vină Satana. Noi vă rămân statornic până a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin, frații mei. Asta este ce vreau să spun. Haideți înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Hai să citim cuvântul lui Dumnezeu. Hai să credem în cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare dimineață să aibă timp de rugăciune. Amin, frații mei. Familiile noastre să adună împreună în timp de rugăciune altar de dimineață și altar de seară. Tatăl să fie cu Biblia în mână. Citește din Biblia. Mama și copiii să cânte împreună. După ce ați terminat, rugați-vă împreună. Dacă se poate, rugați-vă toată.
Și după ce voi ați terminat aceasta, mergeți la culcare dimineața de vreme, înainte să începe lucrare. Haideți împreună, amin, frate mei. Așa lucrurile aceasta găsit în cartea care este numită Patriarh și Profet. Pagina 143-144. Este scris, dacă există o vreme când familiile are nevoie de rugăciune, este când, frate mei? Acum? O, frate mei, rugăciunea mea este aceasta. Roman trebuie să fii mântuit. Amin, frate mei. Roman trebuie să fii mântuit. Ascultați-mă, frate mei. De ce noi putem să venim la biserică numai ca să fii pierdut? Nu are logică. Tineri, ascultați-mă. Vreau să dau ție, cum se zice, un lucru care sunt foarte important. O oră să fii 100% cu Dumnezeu, ori o zero. Nu ați înțeles. Repet. O oră să fii 100% cu cine? Cu Dumnezeu, ori o să fii 0%. Cu alte cuvinte, mai bine să fii fanatic pentru Dumnezeu. Biserica, amin? Ai, ai, ai. Amin? Decât să fii persoana care este înțelept, care pune o picioare, un picior în biserica, alta la discotecă, la cluburi. Aceasta este cel mai nenorocit tip de creștin. Ori să fii 100% cu Dumnezeu. Uitați, frate mei. Pastor, nu pot să face nimic dacă eu vreau să fii pierdut. Amin, frate mei. Amin? Nu ați înțeles, frate mei? Nu pot să face nimic. Eu vin la biserică și se cântă foarte frumos. Hai să cântăm. Va veni o zi când toate vor fi sfârșit, gris, durere și noi uitam despre lucrurile acestea. Și cântam cu foarte bun tenor. Și seara eu merg la discotecă. Și Duhul lui Dumnezeu este cu tine în orice moment de viața ta. Frații mei, anumite oameni vine la biserică. Mai bine se predică aici la biserică. După ce am terminat predica, se merge, se vede alte lucruri pe care eu nu trebuie să vede. Ori o pornografie, ori filme de sex, ori filme de violență. Și după ce am terminat, nimeni nu vede pe mine. După ce am terminat, închide calculator. Următor dimineața, sunt la școala de sabat. Vreau să spun, frate mei, Îngerul lui Dumnezeu uită la tine. Celălalt spune, ei plânge. Când vede lucrurile acestea, plânge în mod literal. Și familiile necazute în cerul spune, de ce oamenii aceasta nu vor să vină acasă? De ce ei nu sunt interesanți de jertfa lui Domnul Iisus Hristos? De ce ei nu pot să dea seama că era o jertfă foarte mare ca Hristos a murit pentru noi? Uitați, frate mei, aceasta pe care eu vorbesc nu sunt povești, sunt lucrurile reale. Și rugăciunea mea este aceasta. Roman trebuie să fii mântuit. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Ultima verset, noi continuăm mâine. Ultima verset pe care eu vă dai aici este în cartea lui Apocalipsa. Apocalipsa 22, versetul 12. Uitați ce spune Biblia. Apocalipsa 22, versetul 12. Hai să citim împreună. Aha. 22, versetul 12. Iată, eu vin curând, aha, și răsplata mea este cu mine, aha, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Aș plăcea ca lucrurile acestea să fie foarte clare în minții noastre. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cum, frate mei? Este cu mine. Ca să da, terminați, frate mei, fiecare după ce? Faptele lui. Dacă voi ați citit versete înainte, ce este scris la versete înainte? Cine este nedrept, terminați, frate mei. Să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să fie întinat mai departe. Cine este fara prihana, să fie fara prihana mai departe. Cine este sfânt, să fie cum? Sfânt mai departe. Și după aceea el spune, eu vin curând, ci răsplata mea este cu mine. Ca să da oricine care este întinat după faptele lui. Ca să da oricare care este fara prihană după faptele lui. Amin, frate mei. Cu alte cuvinte, atunci judecata va fi gata.
poporul lui Dumnezeu scris din cartea vieții. Cei pierduți, pecetuit pentru veci, veci. Dar rugăciunea mea este aceasta. Noi astăzi să căutăm să fim mântuiți în împărăția Lui. Amin, frate mei. Cine a înțeles ceva în această seară? Domnul se vede cu viteză. Amin? Amin. A doua întrebare este, cine crede că are nevoie de redeșteptare și reforma în viața lui? Domnul se vede cu viteză. Amin? Amin? Cine vrea să spun, Doamne ajută-mă și eu vreau să fiu mântuit. Domnul să fie împreună cu noi. Hai să te rugăm pentru rugăciune. Scurtă. Tatăl nostru care este în cer, sfințească să fie numele Tău. Acum am genucat înaintea Ta ca niște copii ai Tăi care are nevoie de Tine. Doamne, noi am păcătuit împotriva Ta. Mai multe ori am arătat indiferența cu privire la cuvântul Tău. Am folosit religia ca o metodă de a fi cunoscut de oameni. Dar noi vrem astăzi să Te cunoști pe Tine, Dumnezeu nostru și Tatăl nostru și Mântuitorul nostru. Ajută-ne, Doamne, noi să căutăm pe Tine ca o magaritare care, pe care noi am pierdut. Și când noi v-am găsit pe Tine, să nu părăsim pe Tine niciodată. Ajută-ne, Doamne, în această seară ca noi să avem timpul de rugăciune și să genuncăm înaintea Ta și să căutăm pe Tine. Se caută fața Ta, noi împreună cu patrii noștri, împreună cu copiii noștri. Amen. Și să fim mântuiți în împărăția Cerului. Vreau să plec înaintea Ta, pastorul nostru, și vreau să plec înaintea Ta, presbiterul nostru. Rugăciunea noastră este aceasta, lider, să fii condus pe Tine. În fiecare zi ai grijă de familia lor. Rugăciunea noastră este că în toate va fi sfârșit. Noi împreună cu liderii noștri, cu copiii noștri, cu tinerii noștri, să fii găsit gata să intră în împărăția Cerului. Aceasta este rugăciunea noastră. Fii cu noi sabatul acesta. În numele Lui Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.